Mulțumim Domnului pentru seara aceasta, când vom privi în Scriptură aceea de a 10-a lecție din tematica reforme, rezultate, concluzii. Privind în istoria biblică și în realitatea contemporană, din ceea ce cunoaștem, să observăm cu ce ne alegem, dacă ne întoarcem la Dumnezeu din toată inima sau dacă rămânem pe căile noastre. Reforma, dacă este realizată, dacă este finalizată, spuneam în lecțiile anterioare că înseamnă refacerea relației cu Dumnezeu, restabilirea ordinii și a mediului dat de creație și de lucrarea mântuirii prin Domnul Hristos, ceea ce aduce redobândirea statutului pe care Dumnezeu l-a gândit în dragostea Lui, cu toate drepturile aferente și cu toate binecuvântările ce decurg din statutul nostru de fii al Lui Dumnezeu. Să ne gândim dacă suntem într-o stare bună, dacă avem drepturile acestea și dacă nu, atunci să ne gândim cel puțin cum este scris în Osea, capitolul 2, pentru că cele mai multe exemple le-am avut din istoria Israelului, ei au fost cu Dumnezeu, l-au părăsit, s-au întors, încă Dumnezeu mă așteaptă pe ultima parte a evreilor să se întoarcă. În imaginea aceasta scrie în Osea 2:7, va alerga după ibofnicii ei, dar nu-i va ajunge. Îi va căuta, dar nu îi va găsi. Adică oamenii vor căuta fericirea în alte direcții, dar ea nu va fi atinsă. Apoi va zice, hai să mă întorc chiarăși la bărbatul meu cel dintâi, căci eram mai fericit atunci decât acum. Evreii își vor da seama de eroarea lor și gândindu-se la rezultate, vor reevalua poziția lor și se vor întoarce la Domnul. De altfel, lor le-a fost profețit încă din vremea lui Moise, citesc din Deuteronom 30, că așa se va întâmpla. Și la fel se întâmplă cu toți oamenii. Mulți ajung să se întoarcă la Dumnezeu când constată că, de fapt, așa e mai bine. Sunt avantajați. 30 cu versetele 9 la 11. Domnul Dumnezeu tău te va umple de bunătăți, făcând să propășească tot lucrul mâinilor tale. Se va bucura din nou de fericirea ta, cum se bucura de fericirea părinților tăi. Asta în ideea că se vor întoarce, cum scrie în versetele anterioare. Și scrie apoi și aici în versetul 10. Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, da, asta din toată inima, din tot sufletul. Porunca aceasta, versetul 11, pe care ți-o dau eu azi, nu este mai presus de puterile tale, nici departe de tine. Dumnezeu nu cere oamenilor ce ei n-ar putea să facă. Dumnezeu ne cere să ne pocăim doar în măsura, în modul în care noi putem gândi și putem împlini. Să le spunem oamenilor că reforma, pocăința, este cea mai mare necesitate a omului. O lucrare primordială, chiar și atunci când nu există șansa, când nu există siguranța și nădejdea că Dumnezeu iartă. Sunt situații în care unii căzuți se întreabă, mă mai iartă Dumnezeu? Și în acele situații noi se recomandăm, pocăiește. Spune Scriptura în cartea Iona că după ce profetul a anunțat pierderea lor în 40 de zile, deci neexistând certitudinea salvării, ei au mers pe următoarea premiză, citesc capitolul 3, versetul 9. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi? Deci trebuie să insistăm cu credință în bunăvoința Domnului. Și rămânem în profeții mici citind din Ioel aceeași idee pentru Israel, capitolul 2, versetul 14. Cine știe dacă nu se va întoarce
și nu se va căi. Cine știe dacă nu va lăsa după el o binecuvântare și toate celelalte haruri despre care vom vorbi în această seară? Știți că atunci când Natan a spus lui David că drept pedeapsă copilul va muri, câtă vreme copilul a trăit, el a mers pe ideea asta. Cine știe dacă Domnul nu se va căi? În cazul nivelilor s-a căit, în cazul lui David era o pedeapsă irevocabilă. Să privim într-un prim capitol al lecției noastre, binecuvântările și răsplătirile reformei. Ce câștigăm dacă ne întoarcem la Dumnezeu din toată inima? Se spune că în Predicator, în timpul unei expuneri publice, a zărit pe o doamnă cunoscută în Europa de Vest și luându-și îndrăzneala, a zis: scoate-mi la licitație sufletul doamnei, și a nominalizat-o. Și a spus, teoretic vorbind: lume, tu ce dai pentru sufletul ei? Și a spus ce ar putea să ofere lume. Apoi, într-o altă strigare: Doamne Iisuse, tu ce oferi dacă îți dă ție sufletul? A dat și răspunsul și se spune că, surprinsă, nu doar de îndrăzneala lui, cred și sub cercetarea Domnului, dar gândindu-se la rezultate, ce câștigă și ce pierde, s-a predat Domnului. Dar să observăm din Biblie ce câștigăm. Știți că și Petru a zis: Doamne, noi am lăsat totul, dar cu ce ne alegem? Ce înseamnă binecuvântarea aceea? Cum scrie în Psalmul 24:6, acela va căpăta binecuvântarea Domnului, dreptul să se suie la muntele casei Domnului. În primul rând să observăm binecuvântările sau răsplătirile spirituale și, în a doua parte, cele fizice, materiale. Spune Scriptura în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 11, că după ce mântuirea, pocăința a ajuns la neamuri, evreii care cunoșteau ce înseamnă arul de a fi al Domnului, au zis următoarele cuvinte, Fapte 11 cu versetul 18. Și de aici observăm o primă și cea mai mare binecuvântare, de altfel. După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis: Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăința ca să aibă viață. Pocăința aduce viață. Eternă, bineînțeles. Pentru că Domnul Iisus spunea, Ioan 3:16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară și să aibă viața veșnică. Noi, pentru aceasta, am venit la Dumnezeu. Și viața veșnică, spunea Domnul Iisus, citim pe aproape din Ioan 17:17, este reacceptarea omului în comuniunea lui Dumnezeu. Mai mult, în natura lui Dumnezeu. Pentru că numai așa vom putea să fim împreună cu El și să ne bucurăm de prezența Sa. Și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Noi suntem abia la începutul vieții veșnice. Îl cunoaștem în parte, spune Scriptura. Dar când va veni El, descoperirea va fi deplină, viața noastră va fi deplină. Dacă Moise, stând în prezența Domnului, mai exact în prezența îngerilor pe Sinai, Dumnezeu era învăluit, omul nu poate să-L vadă. A ajuns să-i sclipească fața. La 120 de ani să aibă un trup care nu era îmbătrânit sub nicio formă. A murit doar pentru că n-avea drept să intre în Canaan. Prezența lui Dumnezeu dă eternitate și fericire. Dar asta înseamnă să ne luptăm ca prin Duhul să devenim părtași naturii divine. Cum spune în a doua Petru, capitolul 1, după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte și sunt notate acolo virtuțile acelea pe care trebuie să le dobândim în efortul nostru, evident, sub harul și bunăvoința lui Dumnezeu. Cea mai mare fericire a întoarcerii la Dumnezeu este să fii cu Dumnezeu.
Noi încă nici nu ne dăm seama ce înseamnă asta. De-abia atunci vom putea să pricepem. Dacă vă amintiți, duminică spunea un frate despre fratele Horobeț din Ucraina că Dumnezeu îi promusese o mare bucurie și în timp de prigoană a avut doar o imagine cu Domnul Iisus, care l-a mângâiat pe față și s-a simțit extraordinar. Dar ce va fi când eliberați de povara trupului acesta? Vom fi într-o natură ca lui Dumnezeu și pentru eternitate în prezența sa. Și toate acestea pentru că am ascultat chemarea de a ne întoarce la Domnul. Spuneam încă din primele lecții, pocăința este un har. În primul rând, nu este o obligație. E o ofertă cu care Dumnezeu ne-a cinstit. În al doilea rând, privind la rezultatele spirituale ale pocăinței noastre, ceea ce se poate observa încă de aici și se va evidenția din plin împărăția lui Dumnezeu e fericirea bucuriei și a păcii adevărate. Să ne gândim la roadele Duhului Sfânt, la starea de împlinire pe care o dă Domnul. Întoarcerea la Dumnezeu se marchează prin bucurie, aici în cer, și totodată prin instaurarea păcii. Pentru că nu există mai mare tortură decât aceea pe care o administrează conștiința, sub apăsarea păcatului. Nu există mai mare nefericire decât să n-ai bucurie, să n-ai pace. Domnul a venit ca oile sale să se bucure de o viață din belșug, de o viață împlinită. Și dacă nu este așa, înseamnă că suferă relația noastră cu Domnul. Să citim din Psalmul 40 despre felul în care ar trebui să ne manifestăm în starea noastră de credință. Versetul 16, să se bucure și să se veselească în tine toți cei ce te caut. E un har. Cei ce iubesc mântuirea ta să zică fără încetare, mărit să fie Domnul. Și rămânând în cartea psalmilor, citesc din 119, numai începutul, dar dacă vreți să vedeți, de altfel vă amintiți ce scrie, câtă bucurie aduce mântuirea, citiți-l în întregime. Versetul 1 și 2. Ferice de cei fără prihană în calea lor care umblă întotdeauna după legea Domnului. Ferice de cei ce păzesc poruncile lui, care îl caută din toată inima lor. Este o binecuvântare a Domnului pentru cei credincioși. Citim și din Isaia și vă reamintesc că Isaia e socotit evanghelistul Vechiului Testament. A fost anunțată mântuirea cu toate harurile aferente. Isaia 32, versetul 17 și 18. Lucrarea neprihănirii, adică ceea ce face neprihănirea. Neprihănirea e starea după voia lui Dumnezeu dată prin Domnul Iisus. Va fi pacea, roada neprihănirii, odihna și liniștea pe vecie. Poporul meu va locui în locuința păcii, în case fără grijă și în adăposturi liniștite. Aici pe pământ liniștea și bucuria sunt împletite cu necazuri, cu frământări. Dar vă rog să vă gândiți ce ne așteaptă în împărăția lui Dumnezeu. Cât își doresc oamenii să petreacă un concediu liniștit, undeva în cel mai plăcut loc, dacă s-ar putea ceva nou, exotic, Dumnezeu ne va duce în împărăția care e descrisă în cei mai extraordinari termeni pe care gândirea umană ar putea să-i asimileze. Diavol nu va mai fi, suferință, moarte, nu te mai supără nimeni, nicio discordanță, nicio neîmplinire, și asta pentru vecii vecilor. Căci numai cei răi n-au pace, spune Scriptura aici în Isaia 57. Dar cei ce se încred în Domnul sunt înconjurați de îndurare. Domnul să lase siguranța vieții veșnice peste noi și chiar de aici acea
bucurie și pace pe care o dă Domnul prin Scripturi, prin Duhul Sfânt, printr-o nouă relație ce s-a deschis între El și noi. Este comparată adesea relația între Dumnezeu și poporul său cu relația dintre doi iubiți. E comparată în ideea aceasta cu o nuntă, cu viața de familie, cu moștenirea pe care un fiu o primește de la tatăl său, cu o avere. Să observăm și binecuvântările, rezultatele fizice și materiale. Evidente, din nou, în istoria poporului evreu, Dumnezeu a promis și a împlinit pentru evrei să le dea binecuvântări pământești deosebite și să suspende pedepsele, să fie sistate blestemele și să curgă binecuvântările. Spune Scriptura în cartea Osea, capitolul 3, versetul 5. Despre vremea întoarcerii evreilor, după aceea, copiii lui Israel se vor întoarce și vor căuta pe Domnul Dumnezeu lor și pe împăratul lor David, cu referire la Domnul Iisus, și vor tresări la vederea Domnului și a bunătăților lui în vremurile de pe urmă. Am putea spune chiar statul Israel de acum câtă vreme încă nu sunt întorși, decât o mică parte din ei este o dovadă cum pustia a înflorit, dar Dumnezeu va avea în vedere lucruri mai mărețe în împărăția lui Dumnezeu. Nu știm ce trupuri vom avea, dar va fi o stare în care nu ne va lipsi nimic. Chiar și aici Domnul s-a angajat ca toate lucrurile necesare să ni le dea pe deasupra, toate sub imperativul: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Deci să fie o pocăință serioasă, nu fugim doar de mânia viitoare. Și toate aceste lucruri vi se vor da. Și dă Domnul exemplu cu păsările și cu florile. Și când cineva se îngrijorează, se îndoiește, Domnul îi spune: puțin credinciosule. Și apoi ne și argumentează: îndoindu-vă sau îngrijorându-vă, puteți să rezolvați vreo problemă? Dacă noi ne frământăm în caz că suntem bolnavi sau nu avem ceva, la urmă urmei rezolvăm noi problema? Sub nicio formă. Haideți să ne bazăm pe aceste promisiuni. Scriptura se laudă, Dumnezeu de fapt, cu Avram, care îndăjduind împotriva oricărei nădejdi, dacă Dumnezeu așa a promis, el a fost încredințat că Dumnezeu va împlini. Dumnezeu s-a comportat foarte categoric cu evrei. Când starea lor a fost bună, i-a binecuvântat. Când s-au îndepărtat de Dumnezeu, a îngăduit să-i bată vecinii, să le ajungă robi, să nu le dea cerul binecuvântările dorite. Când erau credincioși, Domnul își deschidea comoara sa cea bună, cerul, care dădea ploaie și pământul își dădea roadele, până într-acolo încât le-a promis: vă voi da mai mult decât veți avea nevoie. Va trebui să scoateți afară roadele cele vechi ca să înlocuiți cu cele noi în hambare. Astea sunt dovezi istorice. Chiar și în vremea noastră se poate dovedi că deși Dumnezeu vrea în prim plan să ne orienteze spre lucrurile de sus, El e credincios și binecuvântează pe ai Săi și în cele materiale. Însă se constată de asemenea că prea multă binecuvântare duce la ispita îmbogățirii, lăcomii și altor ispite, și atunci Dumnezeu e nevoit să măsoare lucrurile. Dar e valabil ce scrie în Psalmul 34 cu versetul 10: puii de leu duc lipsă și le foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine. Credem asta? Să căutăm pe Domnul și binele va fi o anexă sigură, pentru că Dumnezeu are în vedere și problemele noastre pământești. Știe Domnul cât de numeroasă e familia fiecăruia, ce nevoi de hrană, de locuință sau de sănătate are fiecare. În al doilea rând, tot la binecuvântări fizice și materiale, Dumnezeu promite
ocrotire și izbăvire. Și asta e important. Pentru că în lumea aceasta sunt foarte mulți oameni care râvnesc la avutul altuia. Mulți oameni răi, dușmani. Și n-ar fi destul ca Dumnezeu să ne dea fără să ne păzească. De aceea rostim pentru copii cuvântul Domnului din Numeri capitolul 6. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Eu vă citesc însă din cartea Nemia, acolo unde evreii au avut tare mulți dușmani, dar pentru că ei l-au căutat pe Domnul, s-a dovedit din plin că le-a dat o crotire. Nemia 6, versetul 16. Când au auzit toți vrăjmașii noștri, s-au temut toate popoarele din prejurul nostru. S-au smerit foarte mult și au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. Dumnezeu a făcut ca inima împăratului să le fie favorabilă. I-au crotit de dușmani. Și tot aici scrie în 9:24, ca și o amintire a istoriei evreilor, și fiilor au intrat și au luat țara în stăpânire. Ai smerit înaintea lor pe locuitorii țării, cananiții, și i-ai dat în mâinile lor, împreună cu împărați și poporile țării, ca să le facă ce le place. Ca și evrei în vremea lui Mardoheu, când s-a smerit, Dumnezeu i-a dat pe toți ceilalți în mână. I-a ocrotit, i-a izbăvit. Problema securității nu-i mică. În lumea asta se fac cheltuieli imense, la nivelul guvernelor, în plan mondial, fiecare familie se asigură. Cea mai mare ocrotire a noastră e dată de prezența Domnului și a îngerilor săi. Corp de armată mai puternic decât îngerii nu există. Și ăștia stau cel mai bine cu informațiile și contrainformațiile. Este ocrotirea pe care Domnul ne-o dă. Asta începând de la ocrotirea împotriva unor viruși, continuând cu ocrotirea împotriva altor prădători mai mari sau chiar fiare în anumite zone ale pământului, până la oamenii răi și finalizând lista cu duhurile de care numai Domnul ne ocrotește. Câte căpetenii demonice ne-ar zdrobi. Cum să nu fie diavolul împotriva noastră când i-am întors armele? Dar Dumnezeu s-a angajat să-și ocrotească poporul, slăvit să fie Domn. Să luăm un caz din Vechiul Testament, cartea a doua Cronicilor, capitolul 14, pentru a observa cum Dumnezeu, atunci când oamenii se întorc la El, le dă pace, asta în plan spiritual, în interior, și o crotire în exterior, în plan fizic. Descrierea ne amintește de vremea lui Asa, citesc versetul 7. El a zis lui Iuda, să zidim aceste cetăți, să le înconjurăm cu ziduri, cu turnuri, cu porci, cu zăvoare, țara este încă a noastră, căci am căutat pe Domnul Dumnezeul nostru, deci iată cauza, și priviți efectul. Și El ne-a dat odihnă de toate părțile, au zidit dar și au izbutit. Și tot din vremea lui citim din capitolul următor, 15:15, tot Iuda s-a bucurat de jurământul acesta, că juraseră din toată inima lor, căutaseră pe Domnul de bună voia lor și îl găsiseră. Și iată rezultatul. Și Domnul le-a dat odihnă de jur împrejur. Așa a fost și în alte perioade istorice. Mai citim din Ezra capitolul 8, dacă aici aveau cetăți întărite și armate. Ezra era în călătorie și n-avea armată de însoțire. Ocrotirea a asigurat-o direct Dumnezeu. Ezra 8:22. El prezintă aici și regula. Mi-era rușine să cer împăratului o astă de însoțire și călăreți, ca să ne ocrotească împotriva vrășmașului pe drum, că-și pusesem împăratului. Mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor, peste toți cei ce-l caută,
dar puterea și mâna lui sunt peste toți cei ce îl părăsesc. Deci cine vine spre Domnul deja intră sub ocrotirea mâinii Domnului. Cine se îndepărtează, iese de sub ocrotire. Și astfel de situații se observă și în plan particular. De fapt, de ce ne păzește Domnul? Pentru că are cu noi un scop măreț. Avem un viitor binecuvântat, scrie 1 Petru capitolul 1. Și asta e exact pentru noi, pentru biserică. E o epistolă scrisă către cei străini și împrăștiați. 1 Petru capitolul 1, versetele 3 la 5. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Mulțumim Domnului pentru paza Lui. Trebuie din când în când, frați și surori, să ne imaginăm împărăția lui Dumnezeu. Așa, fără albume, prin credință. Știți că agențiile de voiaj care vor să adune clienți pentru transport și alte oficii pe care el le prezintă și după care câștigă, fac reclamă. Hai să facem și noi prin predici, prin cântările noastre, prin tot ceea ce vorbim unul cu altul, după cum e scris, vorbiți între voi cu citate biblice, în așa fel încât să ne prindă dorul și să fim mai atrași de împărăția lui Dumnezeu, amin? Și să nu ne temem. E scris de nenumărate ori în Biblie, sub o formă sau alta, să nu ne temem. Domnul ne păzește, slăvit să-i fie numele. Hai așadar să recapitulăm. Cu ce ne alegem dacă ne pocăim? Dar pocăiți bine. Altfel, e ca și cum am umblat la școală, dar nu ne ținem de școală. Atunci, cine ne promite diplomă? În primul rând, o viață veșnică ca cea a lui Dumnezeu. O viață în compania Lui și Lui este specifică fericirea. Dumnezeu e numit singurul fericit, fericirea aceea absolută, pe care noi nici nu ne-o putem imagina. Apoi, Dumnezeu ne promite purtarea Lui de grijă și ocrotirea Lui, iar în perspectivă, toate. Cum avem acea frumoasă cântare, casa mea și cerul meu, dar ce avem e una. Că Dumnezeu când a creat totul, l-a pus pe om să stăpânească. Noi am pierdut proprietățile, ne-am pierdut însă și ființa noastră, Domnul a venit să ne recupereze și să ne ofere un nou pământ într-o bunăstare deplină, slăvit să fie Domnul. Să ne gândim numai noi ca părinți, n-am vrea să oferim copiilor noștri o situație bună. Să fie sănătoși, să căsătorească bine. Asta vrea Dumnezeu pentru noi, dar în raport cu El noi suntem răi și nu avem posibilități. Nu ne duce nici mintea destul. Însă Dumnezeu e desăvârșit, slăvit să fie în veci. Să privim acum la pierderile sau efectele negative ale pierderilor, ocaziilor de reformă. Pentru că Scriptura toată spune ce primești dacă te întorci la Dumnezeu și arată foarte clar ce pierzi dacă refuzi chemare. În primul rând, în plan spiritual, pierderea mântuirii prin refuzul întoarcerii la Dumnezeu sau ratarea fenomenului de reformă e cea mai mare tragedie. Tragedia nu-i dată în primul rând de faptul că omul e păcătos, că toți sunt păcătoși. Refuzul întoarcerii la Dumnezeu, neascultarea cu împotrivire, asta e cea mai mare vinovăție și cea mai mare osândă. Nu păcatul,
refuzul pocăinții. Spune Scriptura, citim din Matei capitolul 8 cuvintele Domnului Iisus ca și o imagine nefericită a celor ce refuză harul reformei. Matei 8:11. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus, că Evanghelia trebuia să ajungă până la marginile pământului, și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor, iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Observați că Domnul scoate în evidență nu dreptul de a nu avea mântuirea unora, ci pierderea dreptului de a fi mântuit. Fii împărăției, asta e durerea. Și asta va aduce plânsul și scrâșnirea dinților. Asta e cea mai mare tragedie. Pentru astfel de oameni, în mod deosebit pentru cei care au fost pocăiți, aici am părți oamenii în trei categorii. Cei care n-au fost chemați, că sunt numai mulți chemați, ceilalți vor fi judecați după conștiința lor. O a doua categorie, cei chemați, dar care refuză să pocăiască. Sămânța aceea căzută lângă drum. Dar cea de-a treia categorie e cea mai tristă pentru eternitate. Cei ce au fost pocăiți și s-au lăsat din pocăință. Zice, în a doua Petru, capitolul 2, ar fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea mântuirii, adică mai bine s-ar fi încadrat în a doua categorie sau în cea din tâi, care a fost departe de Dumnezeu. A acestora osânda este cu atât mai mare, că spunea Domnul Luca 12, ce a știut voia stăpânului și n-a făcut-o, va fi pedepsit cu mai multe lovituri. Și dacă evreii au fost pedepsiți în nou legământ, suntem mai vinovați pentru că avem condiții mai bune. De aceea scrie în Evrei 12, ca și o atenționare cum mai solemnă n-ar putea fi. 12:25. Luați seama ca nu cumva să nu voi să ascultați. Observați cuvintele, să nu voi să ascultați. Pentru că Dumnezeu pune întâi voința și dacă refuzăm asta, e catastrofal. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte de cel ce vorbea pe pământ, adică pe Sinai, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta, voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul. Și suntem îndemnați în versetele următoare să aducem o închinare plăcută și să slujim Domnului cu toată inima. Amin? Așadar, mare atenție, că refuzul, cum spuneam și în lecțiile anterioare, e cea mai mare tragedie. Când omul singur se condamnă, cum spunea apostolul, voi singuri vă socotiți nevrednici. Sau cum spune Luca 17, cei din timpul Domnului Iisus, au zădărnicit pentru ei planul lui Dumnezeu. De aici încep efectele. De la pierderea acestui drept, acestui mare har. Dumnezeu îi lasă pe acești oameni să trăiască pe pământ, dar îi abandonează. Și aceștia de regulă sunt preluați de diavolul prin idolatrie și păcat. În Roman, capitolul 1, este scris unde ajunge omul când îl abandonează pe Dumnezeu și Dumnezeu îl lasă. Și apropo de ce spuneam până acum, să ne amintim că cei care cad ajung în stări mai grele, adică diavolul pune o stăpânire mai mare pe ei. Romani 1. După ce versetul 21 s-au dat la gânduri de șarte, versetul 23 au schimbat slavă lui Dumnezeu, adică s-au depărtat de o închinare adevărată. Versetul 24, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor, își necinstesc trupurile, ai scrie de idolatrie. Versetul 28, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. Asta e o primă osândă. Și lumea noastră, uitați-vă în jur și gândiți-vă la ce scrie în cartea Apocalipsei, suferă de această tragedie deja.
oamenii fără Dumnezeu nu mai găsesc fericire, diavolul îi stăpânește, certuri, stăpâniri demonice, de o natură sau de alta, aleargă la vrăjitori, își caută fericirea, norocul în toate părțile. Asta e dovada că Dumnezeu i-a abandonat. Încearcă să își găsească fericirea într-alte forme de exprimare religioase, cum ar fi religiile asiatice, alții în alt fel de gândiri filozofice, nu-și găsesc liniștea. Și sunt lăsați pe mâna diavolului ca să îi chinuiască. Este un citat în Cartea Faptelor, capitolul 7, versetul 39, care arată foarte direct cum Dumnezeu abandonează oamenii care nu vor să-i slujească. 7:39, părinții noștri, zicea Ștefan, n-au vrut să-l asculte, ci l-au nesocotit. Și inimii lor s-au întors spre Egipt. Și spune Scriptura aici în continuare, versetul 41, în zilele acelea au făcut un vițel, au adus jertfă idolului și s-au bucurat de lucrul mâinilor. Atunci Dumnezeu s-a întors de la ei și i-a dat să se închine oștirii cerurilor, după cum este scris în Cartea Prorocilor. Caz individual, Saul, Duhul Domnului s-a depărtat de la el și a fost muncit de un duh rău ce venea de la Domnul. Și sunt multe mențiuni în Cartea 1 Samuel că demonul acesta îl chinuia. Adică omul ce refuză pe Dumnezeu nu rămâne independent nici singur, cade sub influența grea, distrugătoare a diavolului. Domnul să ne păzească. Aparent oamenii încă rămân cu binecuvântări materiale. Aș putea spune că acesta este singurul lucru pozitiv dintre toate cele negative, dar nu-i de mare valoare. Pentru că spunea Domnul Iisus, Matei, capitolul 16, cu asta a îngăduit diavolului să-i înșele. Versetul 25, pentru că oricine vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Și pune două întrebări. Și ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Observați magnații lumii acesteia sau în general oamenii care sunt bogați. Le este singura avere. Ca și bogatul din pildă, suflete, ai bogății, altceva ce au? Că familii serioase n-au, bucurie n-au, ce le-au rămas? Niște bani, mai mult sau mai puțin. Și cu asta diavolul îi amăgește la gândul că o să fie și ei fericiți. Când o să fie partidul lor la putere, numai că o să fie apoi disensiune în sânul partidului și nu o să fie nici bine nici așa, sau nu o să fie bine în familie, că Dumnezeu îi tulbură pe oameni, mai exact îi lasă pe diavolul să le facă, să le joace farsa, pentru că lui s-au dat. De aceea să nu ne lăsăm înșelați, că asta nu-i mare fericire. Ca omul să se încreadă în pofte și în avere, că poftele te lasă și bogăția își face aripi. Observați și acum oamenii nu știu ce să facă cu banii, să-i scoată de la bănci, să-i țină așa în formă lichidă, privată, să-i transforme în metale prețioase, să investească, nu-i nimic, sigur, totul se mișcă. Și toate acestea sunt dovada faptului că deși oamenii n-au, nu sunt fericiți și nu se bucură. Să privim și la efectele negative în plan fizic și material. Dumnezeu, spune Scriptura în Eclesiastul, capitolul 2, le-am legat deja oarecum, pentru că nu pot fi disociate total decât doar așa pentru prezentare, pentru sistematizare. Eclesiastul 2, de la versetul 24. Și cuvintele acestea nu le-a spus un sărac așa ca să se mângâie că el nu-i bogat. Le-a spus un om bogat și rege și în culmea posibilităților, nu după ce a fost expulzat ca Napoleon. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu cei buni din agoniseala lui, dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu.
cine în adevăr poate să mănânce și se bucure fără el? Cine? Nu poate nimeni fără el, că, așa cum spuneam, la el e fericirea. Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă, să adune. Și tot în Eclesiastul scrie în capitolul 5 că pe cel bogat în buibarea nu-l lasă să doarmă. Oamenii aceștia sunt neliniștiți în fiecare dimineață să vadă ce s-a întâmplat cu bursele asiatice și până seara să vadă ce se întâmplă pe Wall Street. Ce va fi? Cum va fi? Păi Dumnezeu astea le mișcă, cum spunea prorocul, mâine se vinde cu atâta și poi mâine cu atâta. Dar ei n-au liniștea asta. Spunea Mugurii Sărescu, guvernatorul BNR, că unii îl învine că face și el parte din ceva cercuri masonice. Zice, da, ne întâlnim, plănuim, dar nu-i cum gândim și nimeni nu poate controla situația. Pentru că e scris în Eclesiastul că în fața unor totul e viitor, adică nu sunt stăpâni pe țintă. După cum scrie în Fapte că n-au fost stăpâni pe țintă, nu se ducă o corabie până la țărm. De cum se ducă țări întregi și situații mai complicate. E un efect negativ, Dumnezeu nu-i lasă să se bucure, n-au liniște. Chiar dacă pe moment sunt împliniți, de aceea oamenii aleargă după chefuri, după împliniri din astea de moment, dar totul este așa un fel de iluzie. Pentru că împlinirea nu se găsește. Dumnezeu le-a furat-o, cum scrie în Ieremia, mi-am luat pacea de la poporul acesta. Și dacă Dumnezeu o ia, nu poate să o găsească nimeni. Un alt efect al pierderii mântuirii, de fapt a pierderii ocaziilor de mântuire, astea sunt importante. Zilele în care Dumnezeu cercetează pe om și dă șansa să mântuiască. E refuzul Domnului de a striga, sau mai exact de a răspunde, în ziua necazului. Harul nostru este că atunci când ajungem în necaz și îl chemăm, Domnul ne ascultă. Nenorocirea oamenilor din lume este că în momentele cele mai critice, când ar vrea ca cineva să-i ajute, prietenii îi părăsesc, unii trădează, alții n-au putere să-i ajute și Dumnezeu se face nevăzut. Și cea mai mare tragedie ar fi pentru un credincios care când v-a chemat pe Domnul și a răspuns, se lasă de Domnul și apoi când ajunge în necaz, ca Samson, a umblat la femei imorale și când s-a văzut legat, Dumnezeule, scapă-mă. Acum, e prea târziu. Toți oamenii ajung într-o zi, în acea zi a necazului, să strige pe Dumnezeu. Dar dacă n-a fost valabil Psalmul 19:20, nu urmează după el. Dar dacă l-ai văzut pe Dumnezeu în creație, i-ai primit cuvântul și te-ai rugat să te ierte pentru greșelile care intervin, scrie în partea finală a Psalmului 19, de drept urmează Psalmul 20, să te asculte Domnul în ziua necazului. Citim însă ceva asemănător din Proverbe, capitolul 1. Spune Scriptura aici de la versetul 23. Întoarceți-vă și ascultați mustrările mele, iată voi turna Duhul meu peste voi. Vă voi face cunoscut cuvintele mele, fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă eu îmi întind mâna și nimeni nu ia seama. Mâna lui Dumnezeu să te cheme, să întindă cu binecuvântare, cu ocrotire și să nu o vezi. Fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele, de aceea, iată consecința. Și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza. Așa spunea Moise evreilor, dacă vă veți depărta de Domnul, el va lăsa pe Israel să rătăcească mai departe și veți ajunge la pierderea poporului acestuia întreg, numărul 32. Să le spunem oamenilor că într-o zi vor avea nevoie de Dumnezeu și bine să fie aproape. Știți, spune Domnul Luca 13, într-o zi stăpânul se va scula și va încuia ușa și cei ce vor fi afară vor începe să bată la ușă. Aceasta e ultima dorință a oamenilor ce nu va fi împlinită. Zicea un frate, imaginându-și, în ziua când oamenii și-au dat seama că potopul îi pierde, ar fi dat lui Noe pe corabie toate averile din lume. Totul ar fi donat, cu siguranță. Dar era prea târziu. N-a mai putut Noe răspunde, Dumnezeu închisese ușa
nu se mai îndură Dumnezeu, asta va fi ultima strigare neascultată. Atunci își vor aminti oamenii de toate predicile și copiii neascultători de toate sfaturile părinților. Astea le vor veni în minte. N-am ascultat și acum Dumnezeu nu ne ascultă. A povestit un frate un caz tragic din Ardeal a unui bărbat care a ajuns într-o prosperitate după Revoluție și a permis să se joace cu pocăința, să pună la spate cuvintele Domnului. Îi mergea bine, făcea afaceri, mergea afară, în țară, își ridicase o casă, avea mașini bune. Și Domnul i-a spus, l-a avertizat asupra pericolului. Un mesaj pe care rețin concret, mergea pe tren cu un altul drept călăuză ca să-l treacă în spațiul Schengen și s-a urcat un bătrân în compartiment și le-a prorocit la amândoi, mai întâi lui, fiindcă te-ai îndepărtat de Domnul și l-ai părăsit, vei ajunge să-ți pierzi tot ce ai și vei fi părăsit de toți cei din jurul tău. Ca să știi ce înseamnă că l-ai părăsit pe Domnul. Nu mai știu exact dacă atunci i s-a mai dat o șansă sau a fost doar sentința pronunțată. Și celuilalt i-a spus, fiindcă ai nevoie să știi că Dumnezeu te va ajuta să-ți ajungi unde te-ai pornit și îți va împlini dorința și te va binecuvânta. Și s-a întors la primul și a zis, el va trece granița și tu nu vei trece. Și ăsta a râs, a spus, băi, tu știi câte ori am trecut o graniță? Ăsta acum o vede de prima dată. Așa s-a întâmplat. Necăjitul a trecut granița, s-a întors în țară, cunosc situația, acum stă bine și e pocăit. Celălalt, ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat, l-au prins. S-a întors și lucrurile au început să-i meargă tot mai rău, nu doar că și-a pierdut ce a avut și și-a pierdut și familia, și-a pierdut și mintea, umbla ca nebun. Și-a murit la 30 și ceva de ani, sinucigându-se. Pentru că omul fără Dumnezeu trăiește deja în iad. Atunci când Dumnezeu retrage mâna și lasă pe oameni în întunericul așa numit de afară, Domnul să se îndure de noi. Încheiem ceea ce am spus despre valoarea întoarcerii la Dumnezeu. O întoarcere de la moarte eternă la viața eternă. De fapt, e drumul din pustie spre paradis. Din robie, imaginea evreilor este relevantă. Spune profetul Isaia în capitolul 35 al cărții sale și în 51 de asemenea. Hai să citim din 51. Cu versetul 11, astfel cei răscumpărați de Domnul, ce înseamnă răscumpărați? Cei ce au beneficiat de a doua șansă, pocăință, se vor întoarce, vor veni în Sion cu cântări de biruință și o bucurie veșnică le va încununa capul, îi va apuca veselia și bucuria, iar durerea și gemetele vor fugi, mărit să fie Domnul. Cât despre ceilalți care refuză mântuirea, unul dintre cele mai categorice și explicite pasaje e cel din Roman 2, scrie de la versetul 4 și cade accentul pe refuz. Nu pe starea de păcat, pe refuz. Sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cumpetrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască. Îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării drepte judecăța lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și anume, va da viață veșnică celor ce prin stăruință în bine caută slava, cinstea și nemurirea și va da mânie și urgie. Sunt două expresii
atât în românește cât și în originalul grecesc, una care evidențiază aspectele negative din viața aceasta și cealaltă expresie care evidențiază mânia eternă. Cum zice și în Evanghelia după Ioan, mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Celor ce se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Sau cum zicem Psalmul 7 cu 12, cel rău nu se întoarce la Dumnezeu. Asta e vinovăția cea mai mare a celor rău, că nu se întoarce la Dumnezeu. Situația în care, continuă citatul, Dumnezeu își ascute sabia, își încordează arcul și îl ochește. Doamne, trimite spre noi îndurarea ta. Și Domnul și-o va trimite dacă ne întoarcem cu fața spre el. Frați și surori, în concluzie, ne vom pocăi cu toată inima. Nu numai lecțiile acestea, cât e predici, cât am citit noi în Biblie, vise, câte sfaturi am primit. Pentru noi numai o sândă ca cea rostită de Domnul pentru cetățile care nu se pocăiau s-ar potrivi, dacă cu toate acestea nu ne întoarcem la Domnul. Dar tragem nădejde că ne vom sili și îl vom asculta, slăvit să fie Domnul. Vă provoc să facem o rugăciune în care să rugăm pe Domnul să ne cerceteze pe noi și copiii noștri. Spuneam la un moment dat, pe parcursul acestor lecții, că reforma poate să vină, este ajutată de mijlocitori. Pentru că aplicația practică ar fi noi să ne întoarcem cu toată inima, să mijlocim pentru alții, să vestim altora. Aceasta e chemarea noastră în lumea aceasta. Și pe un plan secund sunt lucrurile materiale, care trec odată cu întrebuințarea lor. Vă invit să ne ridicăm și să facem o rugăciune pentru reformă, pentru pocăința noastră și a celorlalți. Amin.